Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sper că toată lumea e bine și pregătită de un an nou de muncă. Mă bucur că ați ales acest program ca să putem discuta împreună temele majore ale societății, să construim ce e de construit și să dărmăm ce e de dărmat, că avem și o listă lungă de dărmat anul acesta. Furt, proastă administrație, plagiate. Ce mai face domnul Bode, domnule? Mă gândesc. Ipocrizie politică și altele. Întâi însă, în ziua de astăzi, e un prilej potrivit să vedem dacă am învățat ceva ca societate și ca indivizi din perioada pandemiei. Chiar sunt curios. E o încercare pentru toată lumea. Azi suntem în plin val epidemic cu număr de infecții de diverse naturi, care sporește de la o zi la alta și atinge diverse maxime istorice, ni se spune. E vorba de gripă, cazuri de COVID, de ambele la unii pacienți, dar și alte infecții respiratorii. La noi acasă, Fimiu s-a chinuit toată luna decembrie cu o viroză căreia greu i-a dat de cap și cu foarte multă răbdare. Și înțeleg că asta se întâmplă în multe familii din jurul nostru. Copii bolnavi, copii care ajung la spital, adulți cu viroze grele sau măcar răceli, dar și aglomerație în unele zone la terapie intensivă, plus medicamente, ați auzit și mai devreme, medicamente care nu se găsesc foarte ușor sau nu se găsesc deloc. Ministrul Rafila a decretat ceva ce se numește stare de alertă epidemiologică. Ce înseamnă asta? O spune chiar ministrul. Este o epidemie, dar de fapt nu putem să o numim așa pentru că se declanșează mecanisme legale din perioada COVID și atunci va trebui să impunem restricții. Ori nimeni, și aici cred că suntem cu toții de acord, nu vrea să afecteze economia. Nu se pot pune restricții pentru ceea ce de-abia acum ar putea fi o răceală. Există însă diverse reguli pe care autoritățile ni le cer. Unele de bun simț, altele mai apăsate și chiar sunt curios cum reacționează societatea aici, în acest moment. De exemplu, ni se recomandă să trimitem copiii la școală cu măști și aceste măști să fie purtate atât de copii cât și de profesori. Triajul epidemiologic trebuie făcut și acasă și la școală, igiena mâinilor să fie cât mai bună. Ar fi bine, ni se spune, să evităm comunitățile mari, iar dacă intrăm în comunitate, să o facem cu o mască. Cam ca la COVID, doar că nu ne obligă nimeni, doar ni se propune chestiunea asta. Și aici începe problema responsabilității sau a progresului. O fi învățat societatea noastră ceva din ultimii 2 ani, sau poate chiar 3 de acum? Putem să avem mai multă grijă față de cei vulnerabili sau suntem încă la nivelul fiecare face doar pentru el? Și chiar vreau să-mi relatați experiențele voastre din aceste zile, fie de la muncă, fie de la școala copiilor. S-a schimbat ceva în viața noastră sau a voastră? Sunteți mai cu atenție la infecțiile astea respiratorii sau e o răceală ca toate altele și nu avem de ce să ne îngrijorăm, viața merge mai departe cu obiceiurile cunoscute dinainte. Chiar sunt curios să văd ce am învățat din perioada respectivă. 0372069599. Îl repet, sunați-ne de peste tot din lumea largă, chiar sunt curios cum e la voi. 0372069599. Dom'le, ce ziceți de valul ăsta de infecții în România? Vă pregătiți pentru el? Faceți ceva? Ce ați învățat din perioada COVID și ce puteți folosi acum? Da? Vă trimiteți copiii la școală cu măști? Ați făcut chestiunea asta? Sau luat reguli de astea la voi? Le folosiți măștile astea la muncă? Cumva în mediile în care lucrați? Dar și uite aici, întrebare dureroasă, v-ați vaccinat, stimați cetățeni, antigripal sau, mă rog, nu mai contează de acum după toate întrebările astea. 0372069599, primim mesaje și la telefon, primim mesaje și pe Facebook și pe YouTube și cred că suntem gata să primim sau să pornim prima ediție de România în direct anul acesta. Eusebiu, salutare, binevenit la noi. Salutare, Cătălin, la mulți ani pentru noul an. Încep
în sensul invers al întrebărilor, așa cum ai pus, și anume prin a răspunde cu da la întrebarea dacă v-ați vaccinat. Da, m-am vaccinat, am vaccinat toată familia și am făcut-o cu mult timp înainte de a începe această pandemie, mascată așa de guvernanți. Și aici aș vrea să, în fond pentru asta am și sunat astăzi, aș vrea să subliniez o informație pe care poate unii o știu, poate alții nu o cunosc și nu o folosesc. Așa. În momentul în care am dorit să mă vaccinez, la medicul de familie mi s-a spus că nefiind într-o grupă de risc, persoane în vârstă, copii sub o anumită vârstă, vaccinul nu este gratuit. Primiseră, da, pe cabinete doze de vaccin, dar pentru persoanele vulnerabile. Și le păstrau acolo pentru că încă nu aveau solicitare. Nu știu dacă este situația și acum, dar ar fi ideal ca cei care se consideră în categoriile vulnerabile să vorbească cu medicul de familie și să vadă dacă nu cumva se pot vaccina gratuit. Pentru că, față de COVID, când mergeam și ne vaccinam gratuit, da, în centrele deschise de autorități, vaccinul antigripal pentru marea parte a populației este contracost. Însă nu costă mult, costă 50 de lei. Adică pentru o familie de 3 persoane 150 de lei, mi se pare un cost decent pe care ți-l poți asuma încă din toamnă, nu acum. Cum poate suntem tentați să procedăm, să așteptăm să vină întâi pandemia și ne vaccinăm după. E o variantă greșită, cred eu. Bun. Ca să răspund, spune. Te rog, continuă să răspunsul la celălalt. Voiam să răspund la a doua întrebare și anume la faptul că educați oarecum din perioada în care erau impuse niște reguli de păstrarea distanței, purtarea măștii, dar băiatul meu care are peste 10 ani are tendința aceea de a purta doar de fațadă masca, știi, la școală, cum fac și colegii de altfel. Însă l-am rugat, mai ales acum la începutul școlii, până identifică gradul de risc din colectiv, să poarte totuși masca pe cât se poate și pe nas, măcar câteva zile. M-am asigurat că are câteva măști la el, un dezinfectant acolo pentru a se proteja și pentru factorii de genul ăsta. Și ce știi, la școală se poartă mască? Adică nu cred că se poartă, nu? Sincer. Mai ales dacă nu este impusă, pentru că, vezi, asta e problema. Ne ferim să declarăm pandemie și o facem așa mascat, ca să nu luăm măsurile acelea nepopulare, știți? Da. Despre care nu spunea ministrul sănătății. Da, da, asta mie îmi place atitudinea domnului Rafila. Bă, ne facem că nu e, că trebuie să vă punem restricții. Foarte bine, da, umblați la cadrul legal, că poate boala asta e diferită, avem un pic de flexibilitate. Exact. Dar ar trebui totuși trasate niște linii și niște recomandări mai apăsate. Adică nu, dacă vreți purtați, dacă nu, nu, și după aia vedem noi cum facem față la pandemie. Da. Să știi așa că doctorul Mihai Craiu zice așa, se întâmplă și în România ce se întâmplă în restul emisferei nordice, e o creștere masivă a numărului cazurilor de gripă, cea mai mare din ultimii 10 ani, zice el, creștere care se asociază cu o supra-solicitare a sistemelor medicale și cu accentuarea ratei spitalizărilor. Copiii, zice el, mai ales cei sub 5 ani reprezintă principala grupă de vârstă la care se observă un număr mare de spitalizări. Știi ce vreau să te întreb? Crezi că noi, ca societate, am învățat ceva din episoadele ultimilor 2 ani? Crezi că... Exact, asta era ultima mențiune pe care voiam să o fac, și anume, partea cu copiii vulnerabili s-a văzut și la știri. Adică am urmărit puțin știrile, atât cât mai urmărim televizorul, și s-a văzut că pe la spitale de copii... triajul se face foarte dificil și, într-adevăr, sunt foarte multe cazuri. Însă, ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun, să lăsăm și pe alții, este exact ce spuneai vis-a-vis de statistici. Iată-te, am învățat ceva după COVID. Sunt vaccinați deja antigripal 1.700.000, dacă nu mă înșesc, mai o cifră. Cred eu că față de anii anteriori pandemiei de COVID, cifra este mult mai consistentă, când poate ne vaccinăm câteva sute de mii. Știi? Și atunci eu consider că, da, uite, am câștigat ceva. Și foarte bucuros să văd pe stradă oameni care fac parte din categoriile acestea vizibil vulnerabile, oameni mai în vârstă, care poartă mască în aglomerație, în supermarket, în mijloace de transport în comun. Și probabil că sunt și vaccinați. Deci este un lucru pozitiv. Am învățat câte ceva. Nu toți, dar parte de noi, da. Cred că asta e o formă de progres. Mulțumesc tare mult, Eusebiu. Raluca scrie așa. Azi copiii mei au fost singuri din școală cu mască. Nu mă miră foarte tare acest lucru. Nici în perioada când era obligatorie nu prea se purtau măștile. Păi nu mă miră.
Să știți că nu mă miră deloc. Eu cred că România s-a mișcat acolo ceva, dar nu s-a mișcat atât de tare pe cât credem noi. Apropo, să știți, diseară la ora 18, ministrul Rafila vine aici în studio la Europa FM, la Mădălina Dobrovolski. Puteți să-i lăsați întrebări încă de pe acum, pe mesajele noastre. Eu aș fi foarte curios să ne răspundă la aia pe care a zis-o liniștit zilele astea, cu să tragem un semnal de alarmă că în 5 ani sistemul medical colapsează. Mulțumim, domnul Rafila, dar dumneavoastră nu trageți semnale de alarmă, dumneavoastră sunteți acolo, adică dumneavoastră trebuie să faceți treaba asta. Eu pot de aici să trag un semnal de alarmă, de exemplu. Na, v-am zis ca idee. 0372069599, mă întorc. Sorin, salutare, ai învățat ceva sau cum merg lucrurile la tine? Salut și ție și ascultătorilor Europa FM. O să fiu foarte scurt pentru că am oprit în trafic și doar într-o campare. Ca să lămurim de la început, sunt un tip de 60 de ani, m-am vaccinat cu 3 doze, am fost printre primii, am considerat că sunt un fumător de 40 de ani, gras și bătrân, și atunci sunt în meniu acelui coronavirus. Okay. Copiii mei sunt vaccinați, soția vaccinată. Copiii sunt mari, vă dați seama. Acum, ce vreau să spun? În primul rând, atitudinea care a avut-o presa, care este aservită politicului și tot ce s-a întâmplat în acea perioadă de pandemie, încă o dată repet, eu am crezut în acel virus și, bineînțeles, și spiritul civic m-a făcut să mă vaccinez, chiar dacă nu sunt un tip bolnăvicios, nu mă știu suferind de niciun fel de boală. Dar cred eu acea manipulare pe care a văzut-o eu, cel puțin vorbesc în numele meu, și care a urmat apoi toate acele persoane și televiziuni care au prezentat că, vezi, Doamne, ar fi fost o manipulare acel COVID, mă gândesc doar ce se va întâmpla când va veni o situație de-a dreptul reală. Pentru că noi deja ne-am pierdut încrederea, pe care oricum la noi în țară era foarte mică, în sistemul sanitar, în politicieni, după părerea mea, deloc. Da, ce ca să fie un caz real, să zicem ca acum. Ca să fie foarte clar, ca să înțeleg exact. Deci tu spui, Sorin, că nu a existat COVID. N-am spus că nu, da, atenție, am spus că am crezut, m-am vaccinat de 3 okay. ori. Am înțeles asta. Și de teamă. Am înțeles dar asta. Mă gândesc dacă nu am, pentru că așa se spune că atunci când crezi că nu ești manipulat, ai intrat pe mâna profesioniștilor. Deci e clar că acum se vede că a fost și o manipulare, a fost și o realitate. Atunci noi cum putem să învățăm ceva, cum spui, și ai spus mai devreme, însuși acest personaj, Rafila, ne recomandă așa, că ar fi bine, că nu vrea el, adică nu pune punctul pe ei. Trebuie să respectați regulile sau nu trebuie să respectați regulile. Da, asta îi reproșesc și eu, domnul Rafila, că am auzit mai nu poți să stai la jumate. Pentru că și eu nu știu ce să zic, ori e epidemie, ori nu e epidemie. Dacă zici corect, legal epidemie în România, că ți-au rămas reglementările anterioare, trebuie să te porți ca la COVID. Ori bănuiesc că nimeni nu vrea asta, adică să aibă restricții de vreun fel. Așa că nu-i zicem epidemie. Stăm între ape. Dar, zice domnul Rafila, bine ar fi ca, domnule, să se întâmple niște lucruri. Adică și aici... Spune-mi pe noi dacă am învățat ceva. Vă întreb. Politicieni. Vezi, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-au gândit. Băi, dar dacă vine o pandemie de gripă, dacă vine o pandemie de altul virus, acest sistem de învățământ, n-a învățat nimic el. Însuși n-a învățat nimic. Adică, uite, acum poate că e normal ca acei copii tineri și să poată lucra de acasă. Nu au nicio posibilitate. Toată lumea a dat dracu, și scuze de expresie. Și acele tablete, și sistemul online, și care se pare că a fost nefericit la noi pentru că nu eram pregătiți pentru așa ceva, dar nimeni n-a încercat să mai continue să pregătească ceva nou. A noi totul se întâmplă acolo punctual și pe urmă toată lumea uită. De ce? Încă o dată, repet, au reușit să ne... acea minimă încredere pe care o aveam în sistemul sanitar, au reușit să nu spulbere și pe aia.
Deci dacă va veni acum, azi, mâine, un virus sau această gripă, noi nu mai avem încrederea, pentru că ne credem manipulați. Da, e deci posibil asta să... Asta e marea greșeală care au făcut-o, ne-au spulberat și acea mică încredere. Ne-au spulberat, deci în cazul în care mâine vine un virus mortal, noi să zicem, lasă că-i glumă, că uite cum au... Gripa, acum nu cred că gripa e mortală în cele nu mai multe dintre situații. M-am referit la modul general. Okay. Nu m-am referit la gripă. Gripa e o care am trăit zeci de ani, cei care avem mai mulți ani cu ea și o să trăim în continuare. Sigur, sunt persoane vulnerabile, fără discuție. Sigur că trebuie să luăm niște măsuri. Dar vedeți că ei nu fac nimic. Da. Ei au dat niște... Avem niște recomandări, într-adevăr. Mulțumesc tare mult, Sorin, pentru chestiunea asta. Gripa nu e mortală, dar mai e o chestiune, sau nu o considerăm mortală, că doi oameni, înțeleg, săptămâna trecută, două femei și-au pierdut viața. Oricum, n-are ratele de mortalitate de la COVID. Dar mai e o chestiune, câtă încărcare pui pe medici și pe oamenii care lucrează în sistemul sanitar? Și unde ajungem în situația asta? Pentru că, uitați, sunt spitale din România care iarăși au trebuit să interzică vizitele, da, știți că sunt mai multe spitale, le-ați auzit la știrile de la Europa FM, oamenii au spus nu mai intrați în saloane pentru că e o problemă, da, s-ar putea să aduceți virus aici. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Te salut și mă bucur că am reușit să dau de voi. Aș vrea să încep referitor la triaj. Triajul, din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui făcut de acasă, de către părinți. Pentru că odată când ai copilul acasă, nu știu, vezi, îi curge nasul, nu se simte bine, tușește, eu știu, chiar face febră, nu-l trimiți la școală, la grădiniță, când știu cazuri concrete care copilul a fost trimis la grădiniță cu febră, că nu are cu cine să lase acasă, adică nu înțeleg, adică nu se pasă de ceilalți copii care sunt acolo, care la rândul lor se pot îmbolnăvi sau și la rândul lor duc acasă, sau genul de cazuri la serviciu referitor. Când eu dacă am fost răcit, nu mă duc. Sau chiar am făcut COVID, am făcut de două ori COVID și am făcut în așa fel încât să-mi protejez de pe tine, protejez și pe cei din jurul tău. Familia m-a protejat-o, soția, copilul, așa mai departe. Deci dacă totul pleacă, asta ține de, cred că, de mentalitate și de educație, care... Asta e întrebarea. S-a schimbat ceva după COVID în mentalitate și în educație? Nu. Eu cred că nu. Okay. No. Adică la o banală răceală, adică dacă vii la servici, eu spun și din propria mea experiență, dacă vii la servici, coleg, să zic așa, și vii răcit, nu te gândești că poate eu, de exemplu, am un copil acasă care îmi dai mie microbul sau e calce și îl duc, că e COVID, că e răceală. Mă duc acasă și îl dau la copil sau chiar la părinții care sunt în vârstă. Stai o secundă. Întreb acum, Bogdan, pe toată lumea la 0372069599, dacă sunteți răciți, cum s-ar spune, adică vă curge nasul, strântați, aveți febră și așa mai departe, care-i, domnule, relația cu patronii voștri? Vă încurajează să stați acasă? Sau vă spun, băi, nu, trebuie să veniți la muncă, asta e situația, lasă-ți curge nasul, vezi tu, iau o pastilă acolo și strece. La tine cum e? Asta depinde. La mine am fost răcit, dar azi stai acasă. Deci urma să mă duc la servici, am sunat, am vorbit, am văzut că am o voce schimbată, ce da, stai acasă. Deci, dar sunt cazuri, adică, sau cel puțin acum patronul, să zic, sau eu știu, egal unde ești angajat, nu poate să stea acum cu ochii pe tine, mai ține și de conștiința ta, până la urmă, că acum patronul nu o să vină să iei pe fiecare la ochi, asta vedem, ăla e răcit, ăla are COVID, deci ține și de o... pleacă de la om, de mentalitate, de educație, de propria inițiativă. Eu am avut COVID de două, nu m-am vaccinat, asta e, după părerea mea, e la propria alegere fiecare, că a fost discuții și, în general, și la mass media, televizor, se certau că e așa, că așa, că tu mă îmbolnăvești. Eu zic că, părerea mea, vaccinul, normal, un vaccin se face după niște studii, nu pe repede înainte, ai făcut, hai, îl dăm. La asta e poate altă problemă. În legătură cu sistemul sanitar, eu zic că avem un sistem sanitar puțin bolnav, poate mai bine spus. Medici, eu pot să zic că avem medici destui de buni în comparație cu afară. Am avut
am avut și am putut să compar medicii de acolo cu de afară cu medicii de noi de România, na, poate diferența fiind că eu fiind din altă țară, poate n-am fost așa băgat în seamă, dar pot să zic că dacă s-ar pune mâna de guvernanții noștri, de miniștri, dar am putea avea un sistem sanitar destul de bun. Și doar dacă... că trebuie voință. Voință, oprirea unor furtișaguri, mai puține numiri politice și mult mai mulți bani acolo unde trebuie. Chiar mă gândesc să facem o emisiune în spitalul construit de voi cu Dăruiește Viață, în care să vedem de ce românii particulari, așa să spunem, pot să facă spitale și statul nostru nu poate să facă asta. Ștefania din Hamburg spune că în Hamburg purtăm mască în toate mijloacele de transport non-stop de când a început pandemia și până azi. Nimic nu s-a schimbat pentru noi. Mă simt în siguranță și asta nu mă deranjează. Andreea, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua și la mulți ani. Salutare, auziți? La mulți ani, te ascultăm. Doamne ajută, un an bun, în primul rând cu sănătate, că despre asta și vorbim. Sunt mai multe întrebări. Eu aș vrea prima dată să vă spun că facem parte dintre puținii care ne-am acomodat foarte ușor cu masca. Ni s-a părut de bun simț. Am purtat-o și după, când toată lumea sărbătorea eliberarea de mască. Noi am rămas să o purtăm pentru că ne simțim mai bine cu ea. Știm că ne protejează, știm de ce o purtăm. Și soțul, pot să vă spun că din puterea exemplului, fără să obligăm, doar explicându-lui copilului, și era micuță când a venit pandemia, nici 3 ani împliniți nu avea, poartă și fetița, care acum are 5 ani jumate, referitor la treaba asta cu purtatul de copii, și copiii, dacă li se explică, pot să înțeleagă de ce trebuie, pentru că îi protejează și copilul înțelege câteodată mai bine decât oamenii mari. Vă spun că a fost văzută la grădiniță și încă este și catalogată fetița cu mască, pentru că a fost singura care în toamna asta s-a dus la grădi cu mască, a purtat-o non-stop. A fost singurul copil care a purtat masca acolo? Da, da. Și în perioada asta, când e recomandat de către diverse autorități să se poarte mască la școală sau la grădiniță, cum e? Acum nu știu care e situația de la grădi, pentru că noi am ales săptămâna aceasta să nu ne ducem până când se mai liniștesc apele și se iau niște măsuri concrete și clare. Ce numești măsuri concrete și clare? Adică la ce te aștepți? De multe ori rămân la nivel de recomandare și nu se aplică. Sunt părinți care nu cred în COVID, care nu cred în faptul că masca ne poate proteja. Au fost situații când au venit copiii virusați, pe principiu că nu avem cu cine îi lăsa acasă, și de asta noi am ales copilul să meargă în continuare cu măscuță. Și referitor la întrebarea cealaltă cu cum se comportă angajatorul, am norocul să lucrez într-o multinațională unde dacă suntem virusați sau o altă infecție de trag respirator, putem lucra online sau putem să ne luăm medical dacă starea de sănătate este mai gravă. Deci toată înțelegerea din partea asta. Și la locul de muncă purtăm mască. Lucrez prin spitale. Serios, da? Automat. Da, că lucrez prin spitale, de aia, că meseria te duce în spitale. Dar la voi, da, la birou... Pot să vă spun, așa? O secundă, scuze. Inclusiv în perioada în care pacienții au fost într-o distracție maximă, nu mai vedeam foarte rar bătrâni care poate erau cu comorbidități, purtau mască, în rest, în spital, toată lumea venea fără mască. Parcă era ceva de genul atitudinea aia, hai să sărbătorim eliberarea de mască, ceva de genul acesta. Inclusiv pe timpul verii am purtat mască când toată lumea spunea, uleu, chiar vă împărtășesc cu experiențe de genul la cumpărături, eu am fost cu mască în supermarketuri. Și nu s-a uitat lumea ciudat la tine? Nu doar că s-a uitat ciudat, mi s-a întâmplat să fiu trasă chiar acum la început, când a fost nebunia cu cumpărăturile de sărbători, am preferat să îmi fac ceva rezerve, ca să mă așa cu ghilimelele de rigoare,
am zis să nu fac, cum s-ar zice, front comun cu nebunia de sărbători bulzeală în supermarket. M-am asigurat de la începutul decembrie să am minimul necesar de ce-mi trebuie cumpărături zilnice, cum s-ar zice. Și cineva m-a tras de mască. Un domn care probabil a fost foarte... nu știu cum să zic, cum a considerat masca, purtatul măștii, cred că mi-a convenit, a venit la mine și mi-a zis iar cu bodnița și m-a tras la propriu de mască, mi-a tras-o în jos, dă doamne, doamnă porcăria asta jos. A rămas credeți-mă, așa, mi s-a părut în primul rând de proastă creștere, e alegerea fiecăruia, nu știu cu ce deranjează pe altcineva faptul că eu por mască, e alegerea mea. Nu plătește nimeni măștile, nu respiră nimeni prin masca mea. Incredibil, văd, da. Masca asta e o chestie care te ferește de multe chestii, inclusiv da. Sper să nu-ți deranjezi pe nimeni și de nespălarea unora. Da. Că de multe ori am spus, decât să miros transpirația unora care nu se spală, uite, prefer să por masca și vara. Cred că domnul respectiv, Andrei, ar fi șocat dacă ar ieși în marile orașe ale lumii, acolo unde purtatul măștii se face... uneori doar împotriva polorii și a prafului. Mulțumesc că ai avut curaj să relatezi experiența asta la radio. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Uite aici o schimbare. Înainte mort copt erai la muncă. Nici noi, colegii și nici patronii, șefii nu aveau vreo problemă să vină sau să stea în preajma unui coleg care era vizibil bolnav. Acum se promovează protecția individului și a colegilor din jur. Se apelează la noi să fim responsabili și compania a menținut regulile COVID, chiar și în perioada asta. Un mesaj pe WhatsApp. Victor, salut! Bine ai venit la România în direct! Victor! Victor ne-a pus pe așteptare. Salut, ne auzi? Nu. Gheorghe, salutare, bine ai venit. O să verifice colegii cei cu Victor. Salutare, Gheorghe, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. La mulți ani, în primul rând. La mulți ani. 9 ani. Mă auziți? Te ascult. Câteva cuvinte, nu vreau să fiu destul de scurt, mai aveți doar vreo 17 minute până să terminați. Așa. Referitor la întrebarea, dacă mă duce la serviciu. Eu momentan nu mai lucrez, nu mai ride sharing. Așa. Dar dacă aș lucra într-o societate, bineînțeles că mă duce. Și exact la ce ai spus adineauri, ai citit adineauri. Până acum am fost morți, copți, ne duceam la serviciu, nu era nicio problemă. Cum a venit pandemia, s-a terminat totul, nu mai. Efectiv, nu mai înțeleg absolut nimic din ceea ce se întâmplă în toată lumea, nu vorbesc în România. Stau și mă întreb cu masca asta dacă este bună sau nu este bună. Nu zic că este bună sau nu este bună. Dar mi-aduc aminte că, dacă nu mă înșel, prin 2020, în noiembrie s-a introdus masca, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu mai știu sigur. Așa. Faceți o statistică și vedeți că imediat cum s-a introdus obligatoriu masca, au crescut cazurile de COVID. Cum vi se pare? Normal sau anormal? Mi se pare perfect normal, că doar nu creșteau de la mască, ci pentru că infecția era... Infecția era deja răspândită în populație și de atunci număram cazurile, adică asta e tot ce făceam. Și nu înțeleg pentru ce am putea mască. Da, ca să nu fie și mai multe cazuri. Dar uite, eu o curiozitate. Tu, au fost și poate, Doamne ferește, cine știe câte am evitat. Tu faci ride-sharing, adică tu cu mașina ta într-o zi duci 10 străini unde vrea fiecare. Tu ai vreun mijloc de protecție acolo, adică la tine mașină nu știi cine să urcă. Să urcă oameni bolnavi, pot fi și de gripă, de răceală, de viroză obișnuită. Te ferești cumva? Nu mă ferești, eu nu port mască. Mm-hmm. Nici în perioada asta mască. Când s-a zis că gripa e la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Nu, măcar în perioada asta. Ok, și dacă te îmbolnăvești, dacă iei gripă de la cineva și stai o săptămână sau 10 zile fără să muncești, e ok? Nu
este ok, nu este ok, bineînțeles că nu este ok, dar asta nu înseamnă că dacă port mască, nu pot lua... Eu vă spun în perioada când a fost pandemia, eu am stat cu COVID-at în casă, a venit cumnatul din Franța, am stat cu el, a venit de fapt din Anglia, luase el asta, a venit în țară, a stat două săptămâni la noi. Eu nu m-am îmbolnăvit și n-am purtat mască și el era cu COVID. Mm-hmm. Okay. El era cu COVID. Sunt cazuri și cazuri, nu mai discut. Da? Întrebam acum, dar faci ceva după ce să urcă oamenii aia în mașină? Adică deschizi geamurile, aerisești, curăți mașina, faci lucruri? Geamul rămâne deschis cam mm-hmm. tot timpul. E bine, la limită posibilului să nu răcească oamenii în mașină. Da, înțeleg. E normal. Deci oricum îl țin deschis. Dar asta înseamnă aerisire la mine. Și stau și mă gândesc că, nu știu, imunitatea, cel puțin imunitatea fiecăruia, cred că este mult, mult mai importantă decât purtatul măștii sau nepurtatul măștii. Da. E un punct de vedere. Mulțumesc tare mult. Eu acum mă gândesc că asta cu masca n-aș vrea să reluăm vechea dezbatere. Ceea ce mă interesează pe mine astăzi este dacă noi, după COVID, când vine un val din ăsta de infecții, știm să facem ceva mai mult sau ceva mai bine, să-i protejăm pe unii sau pe alții. Pot să vă găsesc 20-30 de povești care să arate că masca e utilă, sunt studii care arată că e utilă, iar dacă n-ar fi utilă, nu s-ar purta în spitale în timpul operațiilor. Cred că aici n-are nimeni o problemă, sau în momentul în care, Doamne ferește, ajunge cineva acolo, cred că v-ați dori ca un medic să poarte mască. Și dacă e utilă sau nu, experiența mea, mă uitam acum 2 luni de zile, am fost cu avionul, 2 medici importanți pe care îi știu din România, 2 mari profesori universitari pe care i-am văzut în avion, îi știți de la televizor, nu mai stau acum să dau nume, dar amândoi purtând mască, singurii 2 din avion care purtau mască. Mă gândesc eu că n-ar fi făcut lucrul ăsta degeaba ei acolo. Alin, salut, bine ai venit la România în direct. Bine v-am regăsit, la mulți ani și an nou fericit la toată lumea. Vreau să vă relatez ceva ce mi s-a întâmplat în 2015. În urma unui accident de circulație foarte grav, am fost operat la Spitalul Județean din Timișoara. După câteva zile petrecute la reanimare, am fost trimis pe salon. Salon cu 3 paturi. Ok. Într-una dintre zile, nepotul unui coleg de salon, să spun așa, a venit să-i aducă unchiului ce avea nevoie. Tipul respectiv era răcit bognă. Nepotul. Da. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ne-a îmbolnăvit pe toți. Ok. Gripă, răceală sau ce? Gripă. Am început a doua zi să avem și ceilalți din salon, să avem frisoane, febră. Uh-huh. Am riscat să mi se deschidă operația din nou, pentru că doctorii credeau că am o infecție la operație. Singurul meu noroc a fost încăpățânarea mea de a nu-i lăsa să-mi deschid operația și faptul că prin tubul de drenaj ieșa lichid normal. Da. Acel tip, dacă spitalul avea un minim de triaj, sau el dacă avea un pic de conștiință, știind că are gripă, nu poți să mergi într-un spital unde majoritatea pacienților sunt cu imunitatea scăzută. Hai să vorbim un pic despre asta. Știi care e regula în spitalele din România? Teoretic există și triaj, teoretic vizitele se fac într-un anumit cadru cu măsuri de protecție, dar cum arată realitatea? Cum arată realitatea? E în felul următor, dai 5 lei la poartă, vii la ce oră vrei tu, urci pe secție, duci un pachet, lumea te mai lasă, că te mai înțelegi, că mai lași ceva în stânga și în dreapta și toți facem asta, adică toți. Legea aia e bună până când o tocmim noi. Ăsta e adevărul și trebuie să-l spunem. Și asta e o încălcare a protocoalelor, cum se numește. Eu ca și persoană nu cred că, fiind răcit, având gripă, nu cred că aș merge la cineva în vizită în spital. Știind că oamenii aceia internați sunt cu imunitatea scăzută, știind că riscul de a se îmbolnăvi e foarte mare, asta e și de legile din spitale, adică referitor la vizite, e și de noi ca persoane. Asta e. Că mă duc să-i duc unchiul meu ce are el nevoie, că nu îmbolnăvesc eu pe nimeni.
Asta e foarte important să înțelegem. Simpla purtare unei măști, cred că atunci nu ar fi dus la îmbolnăvirea celor alți care aveam în saună. Da, știi că cine a sunat mai înaintea ta, Gheorghe, cred, nu era foarte convins de treaba asta, da, poate întâmplarea ta... Eu sunt convins. Sunt convins că așa s-ar fi întâmplat. Știu. Chiar dacă avea gripă, măcar masca aia ne proteja pe noi. Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Dincolo de ce poate face statul, dincolo de ce poate face ministrul Rafila în situația asta, e ceea ce putem face noi. Sigur că fiecare ne-am făcut propriile credințe legate de evenimentul COVID. Dar undeva poate trebuie să fie un sâmburel în mintea noastră care să spună, dar ar fi mai bine să mă protejez un pic, să-mi spăl mâinile, să evit aglomerațiile, să port o mască dacă știu că e bine să fac asta sau intru într-o mare comunitate. La o clasă a doua de la o școală din Focșani, doar 3 copii au purtat mască astăzi. Pe vremea noastră, dacă nu aveai matriculă la uniformă, erai trimis acasă. Concluzia, doar impunere, doar prin impunere oamenii au conștiință. Elena, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Tocmai de asta v-am sunat să vă zic că la fel este și în mediul rural. La noi, la comună, fetița mea a fost luată la mișto, la bajocură, pentru că și-a permis să poarte masca astăzi la indicația învățătoarei, care, într-adevăr, cum a spus, noi nu putem să obligăm pe nimeni, așa că dacă doriți, că părinții întrebau pe grup, dar trebuie neapărat, și a spus că sunt niște indicații de la inspectorat, că așa ar fi recomandat, dar nu este obligatoriu. Și atunci, dacă nu este obligatoriu, n-a venit nimeni, numai fetița mea. Și uite așa, am pățit și când am fost cu COVID. Și cine a bat jocorit-o, că-s curios? Colegii, mă refer, colegii. Doamna a purtat și când a fost COVID, o perioadă n-a mai purtat așa. Ea credea în virus și în bacterii și în chestii din astea, dar de la un moment dat te plictisești sau te saturi de mască, într-adevăr. Dar astăzi a purtat însa. Dar mai am copii și în clase mai mici, care tot așa n-au purtat, că au spus că sunt prea mici, a spus doamna învățătoare. Și nu suportă și sunt mici, n-au nimica. Și înainte de vacanța aceasta de iarnă, pentru că unul dintre copiii mei are și alte afecțiuni și n-are voie să se răce, n-are voie să facă febră, pentru că se agravează starea ei de sănătate și suntem foarte atenți la chestia asta. Și atunci tot timpul trebuie să fim atenți la ceilalți copii, pentru că de câte ori o întreb, totdeauna este cineva care tușește, care are muci, care are febră, trimite acasă, o vomitat pe masă, în cealaltă zi vine totuși la școală și dacă are virus și vomită, nu e nicio problemă. Scuza părinților când îi întreb, vă rog frumos, puteți să țineți dacă e bolnav, să nu, e pe ceilalți, îmbolnăvești, așa. Dar n-am cu cine să-i las, doamna, dar n-am cu cine să-i las. Eu mă întreb, totuși, ce fac oamenii când ajung în halul ăla, că sunt letargici și sunt pe pat și chiar suferă și chiar se simt rău, atunci ce fac? Sau când trebuie internat, atunci pot să găsească un spațiu sau un timp liber de la servici ca să se ocupe de ei. Dar așteaptă până îi îmbolnăvește pe toți din clasă și atunci se iau măsuri. Nu crede nimeni, cel puțin la noi, la comun aici, după cum se pare, nici în curte, nici în sală, atâta că aerisesc, într-adevăr, dar nu respectă deloc și nu interesează. E o simplă răceală, pot să vă spun că și la muncă, colegii vin, de 3 zile am frisoane, am 40, mă simt așa și el vine în birou, nu e nicio problemă, e o simplă răceală. Și confrunți pe oamenii ăștia? Adică stai de vorbă cu ei? Da, verbal și cu adulții, da, și la școală încerc și cu colegii am spus, tot așa, mă iau în glumă, mă iau mitoare, hai că dar acum toți am fost răcit, ce poate fi așa de... Și după ce le trece și se simt bine, zic, n-am trecut niciodată prin așa ceva, deci mă durea, parcă m-a bătut cineva cu bâta, deci cum am simțit, doamne, nu m-a putut ridica din pat. Și efectiv, acum îmi spui, când eu ți-am zis, de ce ai venit la serviciu? Da, du-te acasă, ia-ți unii. Am treabă. Și stă acolo și curg apele și tremură și nu mă lasă să aeresesc, mai deschid geamul, ce să fac, măcar să aeresesc, ce pot să fac? Îmi iau masca și la fel, ca și fica mea, mă simțeam numai că la nivel mai la adulți, glumele sunt un pic mai... Ea, mă gândesc prin ce o trec cu biata, că e arătată cu degetul, că nu se joacă nimeni cu ea, că e retrasă, că e trasă acolo, că e poartă mască. La mine în birou, la fel, deci se comport, nu cred în povestea asta, că e o simplă răceală. Luăm un medicament și ne trece și gata, stai în pat, își mai zic între ei ce ceaiuri și cum trece, care antibiotic, de unde se ia fără rețetă, se tratează după ureche și salut. Problema este că nu se gândesc la alții care au și alte boli.
Deci da. Copiii mei au alte probleme. O simplă febră, care pentru ei e o simplă răceală, la fetița mea ar putea fi un dezastru. Îmi scrie colega Ioana N. Dogioiu o observație foarte bună despre România. Cei mai mulți dintre noi cred că răceala e de la frig. Deci nu se transmite, știi? Îmi curge nasul pentru că mi-a fost frig. Da. Se întâmplă chestiunea asta. Elena, relatarea ta e musa importantă și mă bucur tare mult că ai sunat să le spui tuturor. Dacă nu credeți sau nu vreți să vă luați măsuri de prevedere, ok, se poate întâmpla. Am ajuns să tratăm bolile în sensuri de credințe. Dar nu râdeți de oamenii care vor să facă în mod diferit. Nici de parte... Nici de alta. Lăsați-i pe oameni să-și vadă așa cum cred ei de cuvință, de starea lor de sănătate, dacă vor să se protejeze. Mie mi se pare foarte important asta și, sigur, se poate citi un pic mai mult. Mulțumesc tare mult, Elena, de intervenția ta. Sorin, să știi că am ajuns așa într-un punct în care doar un minut pot să-ți acord, dar pentru că ai stat mult pe fir, trebuie să vorbești. Te rog. Nu e. Da, din păcate nu e. Delia, să știi că e minutul tău atunci. Bun, bună ziua. Doar atât voiam să spun. Eu am o bebelină de aproape 10 luni, motiv pentru care și eu și soțul meu, oricum ne-am și izolat foarte mult, am plecat din oraș, am venit la țară, slavă Domnului că avem posibilitatea. Ne ferim, ne punem mască tot timpul. Voiam doar să spun atât, că sunt două lucruri la care trebuie să ne uităm aici. Unu, în primul rând nu există educația. Din păcate, România nu este o țară educată în acest sens, adică de acasă copilul trebuie să știe să se spele pe mâini tot timpul, să se dea cu un spirit, să poartă o mască atunci când este neapărat nevoie, să nu stăm într-o aglomerație claie peste grămadă cu toții, să ne respirăm aerul. Mi s-a întâmplat, inclusiv în pandemie, să mă duc la Lidl sau, scuze, la un magazin și să încerc să iau un fruct și să stea cineva călare pe mine în același timp. Moment în care m-am retras eu să pot să las persoana. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la faptul că această educație nu are cum să fie făcută în condițiile în care v-am spus, noi suntem la țară acum. Aici la noi, la țară, în statul nostru, noi suntem printre singurele case care și-au tras apă în casă. Nu există apă în casă, există vecinul în curte, copiii ăștia unde se spele pe mâini? Adică ne uităm la ambele lucruri. România are foarte mult de mers, din punctul meu de vedere, mai are foarte mult drum de parcurs până să ajungă la un grad de civilizație și din punctul ăsta, la o igienă și din punct de vedere sanitar. Mulțumesc tare mult! E cea mai bună concluzie pe care o putem trage astăzi. A te feri de o boală și ai feri pe ceilalți e un semn de respect. Acordați-le respect celor din jurul vostru dacă la rând vă vreți să fiți respectați. Punem punct aici, România în direct. Ne reauzim și mâine. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.